Sfântă Ședință de astăzi, prin discuția primară numărul 63 din 2 februarie, sunt prezenți 14 consilieri locali, 3 fizic, online, doamna Soluț, lipsește domnul Ceangău. Ședința se poate desfășura în condiții normale, supun la loc procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt dispuse pe marginea procesului verbal? Dacă nu, cine este pentru? Dacă nu, unanimitate, mulțumesc. Vă rog, domnul președinte, să pleacă conducerea. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Astăzi, pe proiectul ordinii de zi din acelei de-a 63-a ședințe din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local, avem un număr de două proiecte de hotărâri pe ordinea principală și trei pe suplimentări. O să dau citire celor, că nu sunt atât de multe. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al orașului Slănic Moldova, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții a orașului Slănic Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul 2024, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Iar pe lista de suplimentări avem la punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SCD Elgaz Gridie Salt Târgu Mureș pentru teren aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea de branșament gaze naturale strada Muntelui numărul 7, beneficiar Ionel Petrigățenciu. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Slănic Moldova la programul privind acordarea de sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor pentru localitățile din zona montană, iar la punctul 3, proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Slănic Moldova. O să supun la vot cele 5 proiecte. Cine pentru primele proiectele de pe ordinea de zi principală, deci cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, unanimitate. Și pentru lista de suplimente, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abținem unanimitate. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă doriți. Dacă îl permiteți, la acest vot, cu susținerea echipei, am depus un amendament prin care dorim să suplimentăm bugetul inițial alocat școlii cu suma de 100.000 de lei, din care 25.000 pentru naveta cadrelor didactice și controlele medicale, iar suma de 75.000 de lei să fie utilizată expres pentru reparații la grupurile sanitare de la grădinițe și școli. În ordinea priorităților, considerăm că în topul listei se află grădinița Mărunțica, unde dorim să amenajăm un grup sanitar la parter. Urmând ca din ceea ce rămâne să se efectueze reparații și la celelalte școli și la grădinița numărul 2. Știm că nu este o sumă mare, însă dorim să pornim de undeva și să oferim alte condiții copiilor de pe Valea Sfântului. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna consilieră. Supun la vot amendamentul. Vreau și eu un punct. Vă rog, doamna, întâi, că s-a discutat și în comisie. Domnul Mora, întâi supunem la vot. Scuze, ok, amendamentul, da. Da, vă rog, supun la vot amendamentul propus de doamna consilieră botezat. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, unanimitate. Vă rog, domnul Benoni Mora. Văd aici în buget o sumă de 75.000 de lei alocată pentru restaurare clădire casino. S-a discutat și în comisie, deci doamna Sică sau cineva de la juridic să ne spună care e forma legală în care noi aprobăm o sumă pentru o clădire care nu ne aparține. Deci, în momentelor istorice, permite alocarea de la bugetul local a unor sume pentru întreținerea și reabilitarea monumentelor istorice. Asta este... Bun, și... Mulțumesc. Al doilea, la a doua întrebare, s-a alocat o sumă de 1.577.000 de lei pentru activități culturale-artistice pe anul curs. Asta înseamnă 1.570.000 de lei vechi. 15 miliarde. 15 miliarde.
Cum vi se pare suma asta imensă pentru activități culturale, artistice? Față de cea de la școală. În condițiile în care pe Valea Sinecului se circulă în urei până la genunchi. Străzile nu se dezăpezesc. Și avem... Eu vă rog așa. Să lăsăm, să dăm cuvântul domnului primar care este inițiatorul. Vă dau răspunsul imediat, domnul președinte. Da, vă rog. O întrebare, da? Da. Noastră, ce vă aveți acolo? Eu am rost și aduc ședința, vă rog. Da, păi și cum o conduceți? Nu facem dezbatere publică. Dezbaterea să vă conduceți, blocându-vă? Conform regulamentul. Nu vă blochez. Ați spus întrebarea, am înțeles. Am depășit două minute cumva? Nu, ați trei, ați depășit. O să rog domnul primar ca inițiator al proiectului să-mi dea lămurile pe care le-a solicitat. Dacă mai dorește altcineva, are cuvântul conform regulamentului. Nu, nu transformăm... Consultă-ți ceasul, domnul, ca să, să, nu, eu să dai ăla două minute care le-ați aprobat voi, nu eu. Dumneavoastră. Da, dumneavoastră, iertați-mă. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să răspund... N-ai trebuit. Da, desigur că eu am sperat că nu aducem de disputa politică în cadrul ședințelor de Consiliu Local. Domnul consilier Moraru face acest lucru în mod... Nu vorbim de sume, nu de politică, domnul consilier. Am vorbit de nenumărate ori că toate cheltuielile aferente acestor evenimente și a promovării stațiunii și la fel a întreținerii și funcționării izvoarelor de ape terapeutice se fac din taxa specială. Dumneavoastră ați fost cei care ați aprobat taxa specială. Regulamentul taxei speciale spune că banii aceștia se folosesc exclusiv pentru aceste activități. Respectiv, în condițiile în care taxa specială anul acesta este de 8 lei, pe care o avem aprobată deja în ocazia aprobării impozitelor și taxelor din decembrie, bugetul estimat al acestor activități este 1.750.000 aproximativ pentru întreținerea izvoarelor și a tuturor celor experiențe, analize și tot ce trebuie să facem acolo, și 750.000 estimat a fi încasat pentru evenimente. Faptul că duceți această discuție la paralel, ca și cum eu aș putea să deturnez aceste fonduri și să fac altceva cu banii aceștia, respectiv, să dezăpezez, să fac, este o aparentă grijă față de comunitate, dar este o lipsă de respect, pentru că ar trebui să cunoașteți, domnul consilier, că nu poți să faci altceva cu banii ăștia. Și toată lumea trebuie să înțeleagă că este un beneficiu pentru stațiune, că am reușit să generez aceste venituri din care să punem flori, să cânte fanfară, să aducem spectacole atât de necesare, care altă dată erau făcute din bugetul cetățenilor noștri. Știți cât era taxa, îmi permiteți, domnul președinte? Taxa aceasta, când am ajuns eu primar, era 6.200 de lei pe an și se cheltuia pe un singur spectacol, s-au cheltuit 170.000 de ron din banii noștri ai cetățenilor. Respectiv, în loc să primim o apreciere că am reușit să generăm acești bani, primim o falsă critică doar populistă și doar electorală, pe care domnul Moraru știe de altfel să da, o facă. Da, permite, da? Domnul, două minute, vă rog să fie cronometrat, da? Deci vorbim de 70 de evenimente care se vor petrece pe Valea Slănicului. Evenimente care dumneavoastră le-ați dat tentă politică, nu eu. Ce înseamnă zilele Cireșoaie? Ce înseamnă zilele Cerdacului? E an electoral, domnul primar. Acolo sunt sume alocate. Nu sunt eu la populist și nu fac eu politică. Vorbim de o ședință de Consiliu. Iar ca să clarificăm problema sumelor, vă rog, domnul Petrică, să consemnați în procesul verbal serviciul economic, contabilitatea, la următoarea ședință, să ne aducă document sub semnătură și să demonstreze ce bani s-au încasat de la taxa specială și ce bani s-au cheltuit pe evenimente. Mulțumesc. Da. Dacă trebuie să-i răspund, da. Pentru că
dumnealui nu văd că uită. Nu, nu, eu... Aceste evenimente, zilele Cireșoaie, zilele Cerdacului, sunt trecute în program de manifestări de ani de zile, nu este primul an în care sunt trecute. Unele s-au întâmplat, respectiv de hramul de la Cireșoaie a fost și a cântat fanfara sau altceva, altele nu s-au întâmplat. Ele sunt trecute în sensul în care să încercăm să adunăm comunitatea, să o închegăm în jurul unor evenimente. Faptul că sunt 3.000 de lei sau nu știu cât sunt trecuți acolo și dumneavoastră faceți din asta o mare, ar trebui să ne bucurăm și haideți să vedem cum adunăm acești oameni. Să facem un eveniment pentru comunitățile astea care urcă foarte greu în stațiune. Vă spun, cetățenii de pe vale foarte rar vin la Stănic. Merită și ei acolo, acasă, unde sunt cu anumită ocazie, un anumit eveniment. Și m-aș bucura dacă dumneavoastră ați venit cu propuneri în acest sens. Mai mult de atât, domnul consilier, aceste evenimente nu se fac din taxa specială. Aceste evenimente se fac din bugetul primăriei, pentru că taxa specială este pentru promovare, nu este pentru ca să facem noi campanie electorală sau ce vorbiți dumneavoastră. Ia că anul acesta alegerile o să fie în iunie și zilele Cireșoaie o să fie după alegeri, așa că nu o să aveți satisfacția să da, poate câștigați alegerile și o să dați să le faceți dumneavoastră. O secundă. Da. M-am uitat un pic în legea la care făcea doamna referire și spunea aici că toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, structurare, manajare sau ce veți face dumneavoastră, trebuie să aveți aviz emis de Ministerul Culturii. Corect, dar nu s-au făcut lucrările. Și patrimoniul național. Corect, asta este, dar nu s-au făcut încă aceste lucrări, nu s-au făcut lucrările. Dar nu să se facă. Așa, mai e aici un eveniment cu cazinoul, văd aniversare, 350 de mii deci lei, 350 de milioane de pești. Lucrările și apoi... Eveniment cultural în Slănic Moldova. Lucrarea ca... Zilele cazinoului, mă rog. Păi, și atunci cum? Când se va face lucrarea, va fi o temă de proiect, are un, o documentație, dar nu se face doar că ești în buget, se aprobă. Și așa scrie, m-am dus la lege. M-am scris la lege. Știu, da, dar legea... Sau nu înțeleg. M-a trimis domnul Ciobanu la lege. Asta nu înțeleg. E nevoie de avizul acesta. Dar nu s-au făcut lucrurile fără avize. Și cum, alocăm sume fără avize, doamna? Da, da. Finanțăm lucrări fără avize clare, date de lege sau ce face? Să ai avize, trebuie să ai bani. Da. Cine? Dacă mai doriți alte discuții vis-a-vis de punctul numărul 1, dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 1. Împotrivă sau abținere? Împotrivă? Abținere. 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 Deci împotrivă, nu? Nu. Abține? Abține. Da, 4 abține. Da, mulțumesc. 5. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiție a orașului Slănic Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul 2024. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. Doriți să... Da, încerc să-mi revin așa după această ducere în eroare. Aș vrea să vă spun că lista de investiții prevede anumite obiective noi, cum ar fi amenajarea spațiilor comerciale pentru parcul central, acele căsuțe comerciale care să dea o față mai plăcută parcului. Dar ne-am concentrat anul acesta pe obiective de investiții care vizează Valea Stănicului, proiectul tehnic pentru apă, canal, anumite nevoi pe care le are comunitatea, inclusiv pe anumite studii și proiecte tehnice necesare dezvoltării localității. Noi avem cele 18 proiecte, 19 deja semnate, contracte și ne concentrăm pe a îndeplini cerințele impuse pentru ca să le aducem repede la
execuție. Atât am vrut să vă spun. Întrebare. Sisteme supraveghere video cu suma de 30.000 de lei. Ne spuneți despre ce e vorba? Da, avem în vedere achiziționarea a 3 sisteme de supraveghere pe care să le montăm în puncte importante, care să monitorizeze în principal deșeurile. Da, este mai jos, este și despre o altă sumă pentru deșeuri, scrie ceva. Aici scrie simplu. Supraveghere video. Doamna, pentru deșeuri avem un pic mai mare. Nu, dar nu e. Supravegherea video este o supraveghere video și deșeurile sunt cu treaba lor. Păi da, eu v-am spus destinația. Vă dau un exemplu. Weekendul trecut s-a vandalizat o cameră la intersecția dintre strada Păcii și strada 1 Mai și am găsit pe cei care au fost acolo. Sistemele de supraveghere sunt în principal pentru a descuraja activități de aruncare a deșeurilor și am avut asemenea sisteme în fiecare an. Dacă vă amintiți, acum 5 ani de zile am avut 10 sisteme, în alți ani am avut mai puține, acum vrem doar să completăm. Unul dintre ele va fi instalat la școala de la Cerdac, pentru că școala de la Cerdac este fără sistem de supraveghere exterior și deja s-au vandalizat, s-au făcut niște lucruri acolo, așteptăm să o preluăm înapoi. Și de asta am pus o sumă fixă, nu am pus 3 sisteme, pentru că nu știm exact cât o să coste un sistem sau un alt sistem. În orice caz, le facem tot stand-alone, adică nu vrem să facem niște sisteme complexe. După cum știți, sistemele noastre de supraveghere sunt cele mai compacte. E o cutie pe care sunt camerele de supraveghere care practic monitorizează zona respectivă. Am cerut și noi supraveghere. Nu văd nimic în buget. V-am trimis referat, suma este de 10.600 cu totul TVA. Referatul dumneavoastră a venit după ce am închis. Nu, l-am trimis după ce am închis, dar nu o să rămâneți fără nu o să rămâneți fără sistem de supraveghere la școală. L-am trimis bine. Deci nu cred că s-a încheiat. Amendamentul a fost tot. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot punctul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 5 abțineri. Da, mulțumesc. Trecem la lista de suplimentări. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit de a dreptului de uz și servitude în favoarea SC de Elgaz Gridiei Satului București pentru terenul oferent de realizării lucrărilor de investiții, extindere, rețea și branșament gaze naturale, strada Muntelui numărul 7, beneficiar Ionel Petrică Țeniu. Dacă nu sunt discuții sau alte, supun la vot. Dacă îmi permiteți să fac aici o precizare, este vorba de fosta stradă Oituz, care a fost blocată, practic, din cauza avizului pe care OMV Mazarine / OMV Petronul dădeau acestor proprietari, pentru că eram în instanță cu preluarea străzilor. Între timp s-a finalizat procesul, noi am intrat în, practic, s-a hotărât definitiv și revocabil acest lucru, că vom prelua aceste străzi și acum vă supunem atenției acest subiect pentru ca să nu mai blocăm accesul la gaze al acestor cetățeni. Mulțumesc pentru precizări. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Strănic Moldova la programul privind acordarea de sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor pentru localitățile din zona montană. Dacă doriți o precizare, Autoritatea Fondului pentru Mediu a deblocat niște, a deblocat, când erau blocate fondurile, a atribuit niște fonduri. Vrem să facem un pas înainte să vă cerem acordul. Imediat după asta vom cere cetățenilor să se înscrie, să știm dimensiunea acestor solicitări și în funcție de program și de sumele alocate, sperăm să ajutăm cât mai mulți cetățeni, pentru că este suntem o localitate care încă mai folosim mult încălzirea cu lemn. Da, vă mulțumesc. Mai sunt alte discuții la punctul... Îmi cer scuze că revin. Asta e. Realizarea unui sistem digital de monitorizare și eficientizarea activității de depozitare selectivă. Aveți aici 500.000 de lei.
Deci aia era urmă, asta e altă. Deci ați, doamna consilieră. Și pentru ISO astea 150.000. Vă acceptăm scuze. Păi da, pentru că materialul primă șapte ele de înainte. Și ce 150.000 pentru ISO includ și banii pentru obținerea autorizației de la școala 2? Da? Bun, nu mai puțin. Pentru că au venit atunci și au pus de amendă și dumneavoastră a spus că amenda trebuie să o plătim noi. Oricum o am plătit-o noi. Deși nu era legal și nu era corect. Că banii pentru asta trebuie neapărat de la primărie. Că nu am primit niciun ban la școală. Și ați primit o mulțime de adrese. Domnul președinte, răspund? Da, normal, vă rog. Dacă nu te-ați scris. Normal că scrisul rămâne, doamnă. A, păi nu nimic. Dar aș vrea să vă spun pe rând. Cei 500 de mii sunt pentru insulele ecologice și nu este vorba de bani de la bugetul nostru, ci este bugetul aprobat ca să facem cele 6 insule ecologice atât de necesare ca să protejăm populația împotriva urșilor și alte nevoi pe care le avem securizate. Se vor... Știți că am discutat acest lucru, dar revenim la el. Și acolo la ISU, 150.000 pentru ISU, sunt banii pentru clădirea SVSU de care avem nevoie să deviem contracta de case. Și eu v-am răspuns. Nu este vorba de autorizația ISU. Este vorba de clădirea ISU, clădirea pentru... pompie. Și atunci pentru autorizație? Când mai vin, mai dau amendă. Domnul Petrică, dumneavoastră redactați procesul verbal, vă rog să consemnați pentru ședința următoare Serviciul Urbanism să ne aducă câte proiecte s-au pus pe clădirea SVSU în ultimii 8 ani. Și care au fost finanțate, bineînțeles. Sub semnătură, vă rog frumos, să semneze șeful de acolo. Da, mulțumesc. Ca să vedem cu ăștia 150. 1.500.000, ce mai fac la clădirea SBS-ul? Supun la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Se abține cineva? Și punctul 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Slaj Moldova. Cine este pentru? Unanimitate. Cu aceasta de ca ședința, am zis.